Am buteiaj lângă spitalul Policlinica Constructiv. Centru istoric, lângă biserica armenească. Doctorul ești afară să mai trag aer curat. Știi că gravedă trece drumul. Dar eu n-am treabă încolo și oricum nu superstițios. Drumurile sparte și ude. Dar bine că nu-i praf, deocamdată. Dar să meargă mașinile pe trotuar, mi s-a părut înfiorător. Cam asta e atmosfera în Chișinău în ultima zi de primăvară. Prada Fantalul, biserica armenească și blocul de locuit din preajma ei, care au distrus și râs că se mai distrugă monumente de arhitectură pisica. N-am vrut să sperii, am vrut să trec neobservat, dar n-am reușit. Bicicleta asta scârțăitoare bagă animalele în spăriet. Bicicleta mea de campanie. Ram versus. Și urc bordura. Cu mașina nu pot merge așa. Merg la sediu să facem ultimele pregătiri și verificări de dosare. Și după amiază să ducem dosarul de candidați verzi și curajoși și curajoase. Să-l ducem la Comisia Electorală Centrală. Ca să ne înregistrăm. Să apărăm în buletinul de vot. Sau să obținem legitimație de candidați ca să putem face campanie electorală. Putem participa la dezbatere.